Se pare că Giurgiu a intrat în atenția autorităților centrale. După vizita primului ministru Victor Ponta și a vicepremierului Liviu Dragnea în județul nostru, uitat de autorități, după cum chiar ei spuneau asta, Andrei Gerea a ales ca prima sa ieșire ca și ministru al economiei să fie la Giurgiu. Gerea s-a întâlnit cu directorul Zonei Libere, Răzvan Cuc, și au semnat un protocol de colaborare. În urma protocolului, Zona Liberă Giurgiu urmează să primească sprijin din partea Ministerului Economiei prin promovarea Zonei Libere în spațiul non-UE. Directorul Zonei Libere, Răzvan Cuc, este onorat de noul parteneriat, mai ales că până acum obiectivul economic nu a fost promovat unde și când a trebuit, după cum a afirmat chiar acesta. Protocolul se va desfășura pe mai multe etape și anume Zona Liberă va fi promovată prin intermediul participării României cu pavilioane naționale la târgurile și expozițiile internaționale, în cadrul misiunilor economice, și, nu în ultimul rând, și în cadrul birourilor de promovare comercială a consilierilor economici ai României în țările non-UE. De fapt, tot acest protocol vizează promovarea Zonei Libere pe spațiul non-UE, acolo unde încă Zona Liberă mai poate oferi niște facilități pentru investitori, pentru că, după cum bine știți, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, facilitățile oferite de Zona Liberă pentru spațiul UE au încetat. Ministrul Gerea a vorbit și despre oportunitățile oferite de Zona Liberă Giurgiu, apreciind faptul că zona se află într-un municipiu aproape de capitală și cu port la Dunăre, acestea constituind, evident, avantaje clare. Mă bucur că am ocazia să consimțesc încheierea acestui protocol. Așa cum a spus și domnul director, zona Giurgiu are nevoie de promovare și nu numai Zona Liberă Giurgiu. România are nevoie de promovare pe piețe de unde, să spunem, a absentat mai mult sau mai puțin în ultimii ani, pe piețe unde, iată, s-a întors în ultima perioadă, într-un ritm promițător, dar mod evident nu trebuie să ne culcăm pe ureche și trebuie să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne promova, dacă vreți, pentru a ne vinde cum trebuie marfa, pentru că România are potențial. Zona Liberă Giurgiu, municipiu și cu totul, are potențial. La întâlnirea din Zona Liberă au participat autoritățile locale, județene, dar și parlamentari de Giurgiu. Membrii Comisiei de Politică Economică, Reformă și Privatizare din cadrul Camerei Deputaților, comisie din care cu onoare și dumneavoastră ați făcut parte până se... Fac în continuare, fac. Da. Se vor deplasa la Giurgiu săptămâna care vine, tot în interesul susținerii proiectelor pentru dezvoltarea regiunii Dunării și pentru susținerea Zonei Libere și a parcurilor industriale. Prin semnarea protocolului, Ministerul Economiei și Zona Liberă Giurgiu vor colabora până la data de 31 decembrie 2014.